Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Doamne, ce să fac? Partea a treia. Calea nebunului este fără prihană în ochii lui, dar înțeleptul ascultă sfaturile. Proverbe, capitolul 12, versetul 15. Un alt mod prin care te va călăuzi Dumnezeu este îndrumarea duhovnicească. Moise a experimentat lucrul acesta. În loc să caute ajutor, el încercase să facă totul de unul singur. În acel moment, Ietro, socrul său, i-a spus: "Ce faci tu nu este bine." Scrie în Exod, capitolul 18, versetul 17. Apoi i-a spus lui Moise să delege responsabilitatea unor lideri capabili, cu care să poată împărți povara. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Citim în Exod, capitolul 18, versetul 24. Prin urmare, problema lui Moise a fost rezolvată, iar poporul Israel a ajuns cu bine în țara promisă. Uneori Dumnezeu îți va vorbi în mod direct și îți va descoperi ce trebuie să faci. Dar de cele mai multe ori, El îți va vorbi prin relații. El va aduce alături de tine persoane înțelepte și experimentate. Atunci va trebui să fii suficient de smerit încât să le urmezi sfatul. Poate ești un om cum se cade. Da, chiar mai cum se cade decât majoritatea. Dar nu vei fi niciodată la fel de bun pe cât ai putea, fără ajutorul altora. Însă va trebui să ai grijă cui dai crezare. Unor consilieri demn de încredere și unor persoane care doresc numai ce dorește Dumnezeu. Asemenea persoane își vor păstra obiectivitatea, vor asculta cu atenție și nu se vor grăbi să dea un răspuns. Deseori, ele nu-ți vor da sfatul în clipa în care îl ceri. Ele vor să mediteze, vor să se roage, vor să se gândească. Cu astfel de persoană alături, este ca și cum ai avea încă o pereche de ochi și de urechi. De ce ai vrea să trăiești fără ele? Așadar, astăzi, fii deschis la cei pe care Dumnezeu îi trimite în viața ta ca să te ajute și să te călăuzească.